Având în vedere creșterea îngrijorătoare a cazurilor de rujeolă, precum și numărul mare de spitalizări în secțiile de pediatrie și boli infecțioase al copiilor infectați, Ministerul Sănătății a declarat epidemie de rujeolă la nivel național pentru a face posibilă vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 și 11 luni, precum și recuperarea celor nevaccinați sau cu schema de vaccinare incompletă. Oamenii spun că este benefic să se vaccineze copiii pentru a preveni astfel de situații. Păi normal că nevaccinați sunt un pic mai predispuși spre... Păi noi suntem vaccinați. Sunteți pro... Da, sunt pro-vaccinuri. Este important să vaccinăm copiii. Este foarte important pentru tot, nu numai, și pentru toți. Știți că e o boală contagioasă și chiar și adulții o pot face dacă nu au făcut-o în copilărie. Da. Și destul de periculoasă. Păi sunt persoane, cunosc persoane care au făcut rujeolă la 70 și ceva de ani. Și nu prea e foarte confortabil, pentru că e o boală care, în primul rând, e disconfortul părinților, pentru că trebuie să aibă grijă foarte mare. În al doilea rând, copiii nu se simt foarte confortabili și mai ales dacă trebuie să stea izolat și trebuie să meargă la grădiniță, la școală. Este important să vă... Foarte important este vaccinul pentru toate bolile copilăriei, mai ales. Nu știu de rujeolă nimic. Copii aveți? Da. Și voi vaccinați? Nu. Și o să-i vaccinați? Nu. Sunteți împotriva vaccinului? Da. Vaccinarea este singura metodă de prevenire a îmbolnăvirii de rujeolă. În România, vaccinarea împotriva rujeolei se face gratuit la medicul de familie. Declarat la nivel național pandemie, epidemie de rujeolă. Ce părere aveți? Aveți nepoți? I-ați vaccinat? Da, am nepoate. Sunt vaccinate. Și sunteți adică pentru vaccin, sunteți pentru vaccin? Absolut, absolut. Păi și eu am făcut la vremea mea. De ce? Este care? Important să ne vaccinăm. Păi da, sigur că da, sigur că este important să ne vaccinăm. Eu așa cred, așa consider. Am mai văzut niște neaveniți, că nu știu ce nu. Bă, vedeți-vă de treabă. Adică ei mai contrazicea pe un profesor universitar și chestii de genul ăsta, nu e bine. Dar cum vedeți situația, că am ajuns în stadiul ăsta de epidemie, de rujeolă? Păi așa o vedem, o văd simplu de tot, pentru că oamenii nu au făcut vaccinurile când trebuia. Asta e toată treaba. Am mai fost la nivel național așa o forie din asta, că domne, nu ne vaccinăm, nu vaccinăm copiii. Și ieșeau în stradă și strigau care mai de care. Nu, e penibilă treaba, pentru că au și astea rostul lor. Adică, doamne, sunt niște oameni de știință care își pun contribuția acolo și știu ce fac. Cum? Adică cu bună știință omoară copilul? Hai să fim serioși. Asta e, da? Eu consider că e foarte bine așa. Și uite că dacă se lua măsura asta sau știu să lua măsură preventivă mai de la cap, mai de la început, probabil că nu s-a ajungea în situația asta să declar la nivel național pandemie de rujeolă. Că acum să fim sinceri, și dumneavoastră ați fost... copii și a făcut vaccinul. Da. Corect. Asta este. Cu toate că rujeola poate fi prevenită prin vaccinare, ea rămâne una dintre principalele cauze de deces în rândul copiilor la nivel mondial, potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor.